Dacă doriți, poftiți și prezentați toată. Vă mulțumesc. Onorată Curte, vă mulțumesc că îmi permite să mă adresez din nou dumneavoastră. Sunt un pic mai bine pregătit decât data trecută, când nu mă așteptam să-mi dați această posibilitate. Aș vrea să vă spun că de mic copil am visat să am o familie și de 14 ani, împreună cu soțul meu, Clay Hamilton, o clădesc în fiecare zi. Familia este locul în care mă simt confortabil, în siguranță, iubit și protejat. Părinții, colegii și prietenii noștri ne-au primit cu brațele deschise și s-au bucurat când ne-am jurat credință în fața statului belgian. Ne-am promis respect și sprijin reciproc pentru restul vieții noastre. Iar relația cu autoritățile s-a schimbat. Acestea au recunoscut și protejat din acel moment familia noastră. Imediat după căsătorie, poliția din Belgia mi-a emis un nou buletin, iar soțul meu era listat pe buletin ca soț. La New York, Clay beneficiază de asigurarea mea de sănătate. Anul trecut, când am fost la urgență la New York, medicii ne-au tratat ca pe orice alt cuplu căsătorit, Clay fiind împuternicit de lege să ia decizii pentru mine în anumite situații. În societatea belgiană și cea americană, angajamentul nostru are valoare. Într-unul din cele mai grele momente ale vieții mele, când am devenit șomer la Bruxelles, în 2012, m-am uitat cu speranță către România. În 2002 însă, autoritățile române mi-au spus că soțul meu, Clay, nu poate beneficia de reședință în România ca membru de familie, având în vedere prevederile codului civil. Asta ne-a adus în fața dumneavoastră. Procesul nostru s-a suprapus întâmplător cu inițiativa cetățenească pentru modificarea Constituției. Sunt întrebat în acest context dacă societatea noastră este pregătită să ne accepte. Prin prezența noastră aici și prin decizia dumneavoastră, cred că putem pregăti societatea pentru acceptarea diversității umane, pentru respect reciproc și armonie socială. Familia noastră există indiferent de legea din România. Ne-am promis să avem grijă unul de altul pentru restul vieții noastre, ca orice alt cuplu căsătorit. Valorile noastre nu sunt diferite de valorile celorlalți cetățeni ai României. Dacă Clay primește o reședință în România, asta nu afectează negativ viața nimănui. Foarte multe sunt trecătoare în viața noastră. Serviciu, locuința, toate chestiunile materiale. Ce ne rămâne sunt relațiile umane pe care le stabilim. În țara mea, România, în care legislativul și guvernul mi-arată că nu mă vor împreună cu partenerul meu, singura noastră este ca justiția, dumneavoastră, să găsiți soluția prin care, în momentul în care trecem granița română, nu devenim străini unul pentru celălalt. Onorată Curte, cred că cea mai valoroasă resursă a unei țări sunt oamenii ei, iar statul ne poate asigura un minim de protecție pentru a ne simți acasă. Trebuie să existe o formulă prin care să fim protejați de lege împreună cu familiile noastre. Am încredere în înțelepciunea dumneavoastră pentru a o găsi. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, indiferent de